Dacă să facem un top al celor mai primele 10 localități transparente, el se prezintă în felul următor. Primul loc este municipiul Bălți, care a acumulat 83,5 puncte. A doilea loc l-a ocupat Cahul cu 55,6 puncte. Ca să vedem care este evoluția în clasament a localităților în comparație cu anul precedent, când am evaluat administrații publici locale ce ține de transparența pentru anul 2015. În 2016 vedem un șir de localități care au urcat în clasament. Aș vrea să remarc Ialoveni, care au urcat cu 17 locuri, Streșeni cu 16, Sângerea cu plus 15 locuri, Sângerei cu plus 12, Cărpineni plus 11, Dândușeni plus 11, Anieni Noi plus 10, Bălți plus 6 și 4 localități cu plus 5 puncte, Călăraș, Cricova, Costești și Taraclia. Dacă să calculăm punctajele care au fost acumulate de localitățile ce au progresat, vedem următoarea imagine. Bălțiu a acumulat 40,9 puncte în plus față de anul trecut. De la 42,6 puncte, astăzi Bălțiu are 83,5 puncte. Ialoveniu a acumulat 21,1 puncte în plus față de clasamentul anterior, de la 24,5 puncte la 45,6. Cărpineniu a acumulat 19,5 puncte, fiind anul trecut pe ultimele poziții cu 0 puncte, anul acesta în clasament are 19,5 puncte. Și Strășeniu a acumulat în plus anul acesta 18,1 puncte. Cel mai bun exemplu de asigurare participării în procesul decizional îl reprezintă municipiul Bălți cu 89%. La criteriul ce ține de achizițiile publice, doar 5 localități au publicat pe web anunțurile de intenții, planurile de achiziții publice. Chiar așa vedem un exemplu bun din partea municipiului Bălți, unde sunt publicate ce obiecte de achiziții intenționează să achiziționeze autoritatea publică locală. 38,33% din apele au adus parțial la cunoștință anunțurile de achiziții publice. Doar Bălți, Cahul și Fălești publică pe web toate anunțurile de achiziții publice. Și doar 3 apele publică pe web documentația de atribuire. Iarăși un exemplu. Doar 6 localități utilizează pagina web pentru a duce la cunoștință rezultatele achizițiilor publice. Și chiar și așa se aduc la cunoștință doar unele rezultate. Cele mai bune exemple le reprezintă Bălți, Ialoveni, Călăraș și Fălești. Vedeți o informație iarăși pe pagina web a municipiului Bălți, prin care se aduce la cunoștință care a fost rezultatul unei licitații publice, mai multor licitații publice, cine a fost operatorul economic care i s-a atribuit contractul și ce sumă a fost acel contract. Ce ține de publicarea rezultatelor licitațiilor, am constatat că doar primăria municipiului Bălți are postat pe web informații detaliate cu privire la rezultatele acestor licitații. Și iar vedem un exemplu când se aduce la cunoștința cetățenilor faptul cum bunurile autorităților Unității Administrative Teritoriale au fost fie arendate, fie comercializate, prețul inițial, prețul de vânzare și decizia Consiliului Local prin care s-a aprobat acest fapt. Doar Budești, Ștefan Bodă, Sângera, Leova și Bălți au publicat lista persoanelor ce stau în rând pentru îmbunătățirea condițiilor de trai și atribuie terenul pentru pământ pentru construcția caselor individuale de locuit. Cele mai bune exemple în transparență bugetară, Cahul, Cimișlia, Sfărocla, Zaim, Chișinău și Bălți. Ce țin de resursele umane, 3 autorități publice locale, doar 3 au comunicat pe web numărul și numărul candidaților ce au participat la concursul de selecție pentru posturile vacante și doar municipiul Bălți a comunicat pe web rezultatele comisiei de selectare cu clasamentul și evaluarea comisiei. Exemplu, îl vedeți aici,
este indicată lista candidaților care participă la concurs și aici avem lista candidaților cu notele și clasamentul acestora. Cel mai bun exemplu, Belți, cu 100% Soroca 80%. Avem un exemplu bun în care localitățile publică anumite documente strategice privind integritatea în cadrul autorității publici locale. Avem planul strategic local de acțiune anticorupție și integritate al primăriei municipiului Belți. Doar 5 localități au publicat astfel de documente pe pagina web. Cel mai bun exemplu este Belți cu 58%, Cahul și Chișinău cu 50%. Pelenia și Belți, cel mai bun exemplu.